La școala Grigore Moisil din Năvodar, cei mici au desfășurat mai multe activități care să marcheze venirea vacanței de Paște, iar acțiunile nu se opresc aici. Vrem să facem un flash mob în mijlocul Năvodarului și astăzi am avut o repetiție în sala de sport. Deci am avut toți copiii de clasele 1-4 care au dansat pe o anumită melodie. Același lucru îl vom repeta și cu cei de la gimnaziu. În schimb, la gimnaziu, elevii au gătit produse de post. Un ajutor de nădejde a fost cărticica de bucate, în care au descoperit tot felul de rețete, care mai de care mai gustoase. Este unt cu napolitane formate și lapte praf și zahăr amestecate și făcute așa. Păi am tocat banane, portocale, mere, pere și le-am pus pe toate într-un bol. Elevii au ajuns și la părintele Andrei Salomia, care le-a ținut o scurtă cuvântare, iar după programul încărcat, unii și-au făcut deja planuri pentru vacanța care bate la ușă. Vacanță. Păi merg pe la bunici, mai ies cu prietenii. Am de gând să ies afară, să mă plimb pe plajă, să mai stau cu prietenii, pe la calculator. Toate activitățile elevilor s-au desfășurat în cadrul programului Școala Altfel, care a luat sfârșit odată cu terminarea școlii.